clasificării doctoratului. Invitația a fost înaintată pentru a prezenta rezultatele obținute de lucrătorii inspectoratului în anul 2019, cu bune, cu rele, unele satisfăcătoare, unele nesatisfăcătoare, dar, așa cum am analizat și am apreciat noi, considerăm că anul 2019 a fost un an bun din punct de vedere al activităților desfășurate de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cu rezultate bune, sens în care o să vă prezint pe scurt statistica înregistrată în anul 2019. În anul 2019, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a asigurat climatul structural și funcțional necesar îndeplinirii scopului fundamental al activității de poliție, respectiv siguranța cetățeanului. Dacă în cei 4 ani anteriori infracționalitatea sesizată a fost într-o continuă scădere, în anul 2019 a crescut ușor față de anul precedent, respectiv cu 2,97%, în cifre absolute cu 462 de infracțiuni. În ceea ce privește siguranța cetățeanului și evoluția fenomenului infracțional, pentru deservirea comunității, în perioada analizată au fost efectuate 37.348 intervenții la evenimente, o creștere cu 2.424 de intervenții, au fost executate 74 de razii, o creștere cu 15 razii, și au fost desfășurate 2.936 acțiuni cu forțe mărite, o creștere cu 365. Totodată, au fost efectuate 24.671 de intervenții la solicitări prin SNAU 112, în creștere cu 1736 față de anul 2018, când au fost efectuate 22.935 intervenții. La 18.647 dintre aceștia, polițiștii intervenind în mai puțin de 10 minute. Din totalul intervențiilor la solicitări prin SNAU 112, 11.861 au fost în mediul urban, o creștere cu 194, iar 12.810 în mediul rural, o creștere cu 1.542. În privința activităților în unitățile de învățământ, au fost efectuate 6.084 de patrulări și 1.312 activități educativ-preventive în școli. Referitor la prevenirea criminalității, în anul 2019 au fost derulate 4 proiecte, Blitz 8, Blitz 9, Școala Siguranței Teddy și Like or Dislike Bullying. Au fost desfășurate 1150 activități specific informativ-educative, la care au participat 47.195 de elevi, 1465 de părinți și 2660 de cadre didactice, fiind utilizate 7326 pliante, 2040 orare și 26 materiale video. Programul local de prevenire a furtelor din locuință a avut ca scop menținerea sub control a situației operative în ceea ce privește segmentul infracțional al acestui domeniu. Au fost desfășurate 1.335 de activități de prevenire, ocazie cu care au fost informați 6.875 cetățeni și distribuite 5.116 pliante. Programul local de prevenire a înșelăciunilor a avut ca scop menținerea sub control a situației operative în ceea ce privește acest segment infracțional, fiind desfășurate 950 activități de conștientizare, la care au participat 6711 cetățeni și au fost distribuite 4275 de flyere. Un alt program a fost programul local de prevenire a furtelor din autovehicule, pentru care au fost organizate 488 de activități de informare în comunitate, utilizate 5367 materiale preventive pentru 5421 de beneficiari. De asemenea, pentru descurajarea comiterii acestui gen de infracțiuni de criminalitate, au fost efectuate 3785 patrulări în zonele în care s-au produs frecvent astfel de fapte. Și un ultim program a fost programul local de prevenire a violenței intrafamiliare, ce a avut ca scop prevenirea faptelor comise cu violență între membrii de familie, sens în care au fost organizate 432 de activități de prevenire a violenței intrafamiliare prin informarea a 4210 cetățeni, au fost desfășurate
1180 activități de identificare, monitorizare a stărilor conflictuale intrafamiliare și au fost consiliate 2982 de persoane. În același timp s-au desfășurat 276 activități similare, care au avut un public țintă format din 7685 elevi și tineri, cărora au fost distribuite 1411 exemplare ale ghidului destinat victimelor violenței în familie. S-a intervenit cu operativitate la 1106 situații, soluționându-se 588 de cazuri privind infracțiunile de violență domestică. În baza acestor activități preventive, în anul 2019, criminalitatea stradală, așa cum am prezentat și mai sus, la infracțiunile înregistrate au reprezentat 3,41% din totalul sesizărilor comparativ cu anul 2018, acestea reducându-se cu 1,26%. Din analiza datelor privind infracțiunile stradale sesizate, se desprind următoarele aspecte. 70,38% dintre acestea au fost comise ziua, 12,97% dintre acestea au fost descoperite în flagrant, iar media județeană a infracțiunilor stradale înregistrate este de 0,72 infracțiuni la 1000 de locuitori. Ne referim la infracțiunile stradale. În mediul rural, în anul 2019, au fost sesizate 6803 infracțiuni, 42,42% din totalul criminalității sesizate la nivelul județului, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,07% față de anul 2018. Infracțiunile contra patrimoniului au înregistrat un trend descendent cu 2,79% în cifre absolute cu 64 de fapt. Furtul în mediul rural înregistrează o scădere cu 10,54%, sens în care exemplificăm din societăți 218 fapte, o scădere cu 8,40%, din locuințe 220 de fapte, o scădere cu 5,79%, din gospodării anexe 151 de fapte, o scădere cu 25,62% și de animale 35 de fapte, o scădere cu 33,96%. Cu privire la infracțiunile contra persoanei, în anul 2019 am înregistrat o creștere cu 13,74%, în cifre absolute cu 384 de fapte. Referitor la siguranța rutieră, în 2019, din totalul accidentelor a crescut cu 3,38%, numai că indicatorii specifici siguranței rutiere se prezintă după cum urmează. Accidente rutiere ușoare, avem o creștere cu 8,11%, accidentele rutiere grave scad cu 5,78%, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere scade cu 22,36%, iar numărul persoanelor rănite grav scade cu 2,96%. Deci, deși am înregistrat mai multe accidente rutiere, gradul de victimizare al persoanelor în urma acestor accidente rutiere a scăzut. Ca prime 5 cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt 14,95% neacordare prioritate altor vehicule, 14,7% abateri bicicliști, 13,78% abateri pietoni, 12% viteză neregulamentară și 10% neacordare de prioritate pietoni. Menționăm că acestea au generat 64,97% din totalul accidentelor grave. De asemenea, precizăm că 42,8% din totalul accidentelor grave de circulație au fost generate de primele trei cauze generatoare, respectiv neacordare prioritate vehicule, abatere bicicliști și abateri pietoni. Iar pentru combaterea lor au fost aplicate 7861 de sancțiuni. Cu privire la evoluția problematicii siguranței rutiere, a fost influențată de fluidizarea traficului rutier îngreunată de aglomerările formate pe DN1 în zona stațiunilor montane Azuga, Bușteni, Sinaia și Comarnic, creșterea complexității și volumului traficului rutier pe fondul dezvoltării parcului auto și a creșterii numărului posesorilor de permise auto. Din statistica pe care o avem noi, avem de o creștere cu un număr de auto matriculate în jur de 8.000 și ceva de unități, iar 13.000 și ceva
de permise de conducere obținute de cetățeni ai județului Prahova. Comparativ cu ce? Comparativ, nu, asta este numărul total al automatriculatei și numărul total al persoanelor care au obținut permise de conducere. Nu comparativ, aici nu sunt... Dar s-a crescut. Eu așa am zis. Dacă se înregistrează o creștere. A spus că se înregistrează o creștere, comparativ cu ce? Creșterea complexității și volumului traficului rutier. Dar cifra. Da. Crește cu 8.000. Ascultați-mă. Creșterea volumului traficului rutier. Volumul traficului rutier înseamnă numărul de autovehicule care circulă pe raza județului. Da. A crescut cu 8.000. Comparativ cu ce? A crescut comparativ cu anul trecut. Păi da, în anul 2019, în anul 2019 au fost înmatriculate peste 8.000 de mașini la nivelul județului Prahova. Deci un plus de 8.000, da, dar aceste 8.000 de mașini nu le putem compara, pentru că au mai fost și vândute din ele de pe raza județului Prahova. Nu avem un termen de comparație. Volumul lor a crescut din punct de vedere al matriculărilor auto cu 8.000 și din punct de vedere al posesorilor de permise noi obținute, posesori de permise de conducere, a crescut cu încă 13.000. Și au fost mai multe solicitări de matriculare în 2019. Și permise de conducere. Cu privire la combaterea criminalității, am încercat să facem o comparație un pic mai mare față de anul 2018 și noi am raportat la o perioadă mai lungă, 2015-2019, pentru a vedea o evoluție reală a infracționalității. Și am constatat că în anul 2015 am înregistrat cea mai mare valoare a infracționalității sesizate la nivelul județului Prahova. Iar în următorii 3 ani s-a constatat un trend descendent, însă în anul 2019 ușor crescător față de ceilalți ani. Comparativ cu extremele perioadei, 2015-2019, avem o scădere totală de 22,58%, deși avem o ușoară creștere față de anul 2019. 18, scuzați-mă. În acest context putem observa evoluția infracționalității prahovene la infracționalitatea stradală. Stradalele sesizate în 2019 au fost 18,35 mai puține decât 2015. Așa cum v-am precizat anterior, avem o scădere ușoară și față de 2018. La tâlhăriile stradale avem o scădere față de 2015 cu 9,61%. La furturile de autovehicule au scăzut cu 38,6% față de 2015, furturile din autovehicule au scăzut cu 17,15%. Același trend descendent se observă și la numărul total al infracțiunilor contra patrimoniului cu 27,76%, precum și contra persoanei cu 14,81%, chiar dacă în 2019 am avut o ușoară creștere față de 2018 la infracționalitatea contra persoane. Aceeași evoluție se observă și în mediul rural. Din analiza indicatorilor statistici se observă o reducere generală pregnantă a criminalității în mediul rural cu 27%, criminalitatea contra patrimoniului scăzând cu 37% și contra persoanei cu 21% față de anul 2015. Comparativ cu 2018, infracționalitatea sesizată a avut o ușoară creștere cu 2,97% și pe domenii economico-financiare o scădere cu 5,94%, judiciar creștere cu 6,03% și de altă natură o creștere cu 1,69%. Așa cum am precizat anterior, evoluția indicatorilor infracțiunilor sesizate în această perioadă, referitor la infracțiunile contra persoanei, au crescut cu 9,98%. Ponderea cea mai mare din totalul infracțiunilor contra persoanei o reprezintă lovirile și alte violențe, 52,75% din infracționalitate, un trend ascendent cu 9,27%, vătămarea corporală din culpă, o creștere cu 5,68% și amenințarea o creștere cu 25,44%. Credem noi că este un efect post-caracal a infracționalității înregistrate, sesizate. Ce înseamnă asta? Post-caracal. Că lumea reclamă. Lumea a început să reclame, acum orice, de-aia așa avem o creștere atât de mare la infracționalitatea privind amenințările.
Adică nu înseamnă că nu existau, dar nu erau reclamate. Nu erau reclamate. La infracțiunile contra patrimoniului am înregistrat o creștere cu 3,6%, acest gen de criminalitate reprezentând 38,96% din totalul infracțiunilor sesizate. Furtul a scăzut cu 3,84%. Infracțiunile de stâlhărie, dacă avem un trend descendent din anul 2015 în 2019, în anul 2019 față de anul 2018 am înregistrat un trend ascendent cu 43,33%, ceea ce reprezintă 1,37% din totalul infracțiunilor contra patrimoniului. La regimul armelor explozive și substanțelor periculoase am organizat 23 de acțiuni și 218 controle, au fost sesizate 227 infracțiuni, aplicate 120 sancțiuni contravenționale și au fost ridicate în vederea confiscării 282 de arme de diferite tipuri și calibre, 2465 bucăți muniție, 1281 de kilograme articole pirotehnice, 23 de kilograme substanțe toxice, 13.550 kg produse de protecție a plantelor și 100 de kg de carne de vânat. Cu privire la criminalitatea economico-financiară, în cauzele penale soluționate cu trimitere în judecată, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus măsuri asigurătorii în valoare de 115.768.840 lei, iar în perioada analizată au fost executate 4 raze și 80 de acțiuni polițienești la care au fost atras specialiști din cadrul celorlalți structuri de aplicare a legii în acest domeniu. Cu privire la activitățile preventive din anul 2019, au fost aplicate 1108 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.875.340 lei și ridicate în vederea confiscării de către colegii de la Economic bunuri în valoare de 110.677 lei. Am și cantitățile, ce anume, 2.548 litri băuturi alcoolice, 72.133 bucăți țigarete, 1.275 articole de vestimentație, 1.150 jucării și alte produse. Cu privire la infracțiunile în domeniile specifice, referitor la sectorul silvic, în anul 2018, în 19 au fost sesizate 119 infracțiuni silvice. Am desfășurat un plan propriu de acțiune, Scutul Pădurii, în care au fost executate 282 de acțiuni în comun cu personalul silvic, fiind constatate, așa cum am spus, 119 infracțiuni, aplicate 818 sancțiuni contravenționale și confiscată cantitatea totală de 1451,84 metri cub materiale nos. În acest domeniu au fost efectuate 15 percheții domiciliare, săvârșite de 26 de autori. Referitor la paza bunurilor și obiectivelor și valorilor, în 2019 au fost aplicate 1488 sancțiuni contravenționale la legea 333/2003 și HG 301/2012, comparativ cu 1282 în anul precedent, observându-se o creștere cu 196 de acțiuni cu privire la paza bunurilor. Au fost eliberate 1069 atestate profesionale privind exercitarea profesiei de agent de securitate, dar și retrase 32 de astfel de atestate pentru încălcarea legii 333/2003. Din punct de vedere criminalistic, în anul 2019, prin metode tehnico-științifice au fost identificate 441 persoane și obiecte. În ceea ce privește utilizarea tehnicii poligraf, au fost testate 236 de persoane în 188 de cauze, 107 dintre acestea au fost nesincere, iar 15 și-au recunoscut faptele în cadrul interviului din timpul poligrafului. Referitor la expertizele și constatările criminalistice, au fost întocmite 382 de rapoarte criminalistice, fiind examinate 2673 de probe, au fost, în baza cărora au fost identificate 123 de persoane și obiecte, datorându-se gradului de complexitate și anvergura lucrărilor. Cam acestea au fost
rezultatele, pe scurt, înregistrate și obținute de lucrătorii Inspectoratul Județean de Poliție Prahova în anul 2019. Pentru anul 2020 ne-am propus ne-am propus câteva obiective, unul dintre acestea fiind identificarea și destructurarea grupărilor infracționale, în general, în special a celor care generează conflicte stradale, și monitorizăm permanent aceste aspecte, și a celor care comit infracțiuni grave prin moduri de operare deosebit. Un alt obiectiv avem în creșterea calității serviciului polițienesc, prin creșterea nivelului calitativ în domeniul muncii și cercetării penale, eficientizarea managementului resurselor umane, întărirea autorității structurilor de ordine publică și siguranță în aplicarea legii, îmbunătățirea serviciului de soluționare a celor și petițiilor, perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor și, în ultimul rând, dezvoltarea și implementarea unui management performant al resurselor umane. Dacă aveți întrebări, vă rog. Pentru că sunteți și specialiști în circulație, știți că sunt câteva zone sensibile, s-a rezolvat problema de pe centura de vest, odată cu giratoriu, chiar dacă e aglomerație. A rămas problema de la BAU Elemente. În ce măsură IPJ Prahova poate să convingă autoritățile să facă ceva în sensul acesta acolo, pentru că e evident că numărul de accidente a crescut după montarea separatoarelor. Și sunt accidente destul de serioase. Vorbesc de... Referitor la problematica din acea zonă, soluția de trafic implementată ca urmare și a avizării și de către instituția noastră și a acordurilor și avizurilor obținute la nivelul IGPR și DRDP București, a fost dimensionată și calibrată pentru un anumit volum de trafic care este atras sau generat. Ulterior, zona în adâncime s-a dezvoltat din punct de vedere economic, sens în care valorile de trafic au ajuns, putem spune, la nivelul celuilalt parc industrial care funcționa dinainte. De aceea este mai mult decât evident faptul că se impune o reconfigurare, o regândire și o readaptare a acelei intersecții de așa manieră încât să crească condițiile de siguranță. Da, există demersuri făcute de serviciul rutier? Există încă de acum un an și jumătate de la nivelul instituției noastre în care am sesizat această problemă, pentru că pe lângă acel segment de până în parcul industrial unde am înregistrat, rar, dar când am înregistrat am avut un grad de victimizare ridicat, accidente rutiere colective cu 5-6 persoane decedate în anii anteriori, am identificat și această zonă. Deci sunt cele două puncte, deși nu avem decât 11 km din DN72 pe raza noastră de competență, din păcate avem numeroase accidente în cele două puncte mai ales. De altfel, am demarat un plan de măsuri cu o planificare clară și cu direcții clare de acțiune, în care zilnic, chiar și nu numai la schimbul 1 și 2, ci și pe timpul nopții, acționăm atât cu aparatele de măsurare a vitezei, cât și pentru prevenirea celorlalte accidente, pentru combaterea cauzelor ce ne apare. Pentru că, într-adevăr, cel puțin în zona la care vă referiți, principala cauză generatoare este manevra de întoarcere. Da? Mai ales la orele de după amiază, când oamenii ies de la serviciu, înregistrăm valori foarte, da, foarte... Dimineața și după amiază sunt înregistrate cele mai multe la orele de vară. Da, dimineața de regulă intră, dar după amiază când ies, de altfel ați văzut și gradul de defluire lasă un pic de dorit, creându-se coloane de vehicule pe câțiva kilometri pe un interval scurt de timp scurt. Și ați primit răspunsuri de la cei care administrează? Am avut întâlniri și cu administratorul drumului, chiar înainte de conferința de acum. Am purtat o discuție cu un domn director de la DRDP București pe lângă această problemă și pe problema satelor lineare, știți, zona Cucheni, Bărcănești, Potigrafu, și pe acea problemă ne ocupăm și căutăm soluții de așa manieră încât să existe un echilibru între interesul local al localnicilor și cel de tranzit, vehiculul care tranzitează zona.
și pe această problemă de la DN7. Și ce ați putea să le faceți oamenilor de acolo, cu interesul local? Că interesul local. Am fost și am făcut reportaj acolo. Au o problemă că nu mai au trecere de pietoni în față la biserică. N-au avut niciodată. Deci fiecare își găsește acum un motiv de supărare acolo. Că magazinul o să dea faliment, că e trecerea de pietoni mai jos. A fost întotdeauna acolo. Da, e o problemă administrativă, da. A fost întotdeauna trecerea. Se duceau la magazin traversând patru benzi, frate, nu? Pe de o parte ne putem întreba retoric până acum unde au întors. Nu, că nu. Dar sunt... Doamne ferește, cum să sară babele alea? Babele nu. Doamnele acelea. Pătrâne nu sar. Dar am văzut noi, sar peste alea, mulți sar. Deci, repet, era problema cum trec eu la biserică, deci, și trecerea există... de pietoni era o țârmă încolo. Ce v-a spus administratorul drumului? Că ce tot se poate face? Un proiect de siguranță rutieră analizat încă de la nivelul, în timpul anilor 2005-2006. O strategie de creștere a gradului de siguranță, care include niște puncte de întoarcere, treceri de pieton, dar și acelea cu zone de siguranță pentru pietoni în zona axială, de așa manieră încât să-i determine să oprească și să se reasigure când continuă traversarea. Sunt câteva elemente care ar putea fi implementate, dar cea mai importantă măsură pe care ați văzut că și aceste scăderi al numărului de accidente grave vin și ca urmare a implementărilor unor astfel de amenajări rutiere. Și-a pierdut renumele de drumul morții de DN1, cel ușor, puțin zonați pe Valea Prahovei. Suntem în continuare măsurile... în top cu numărul de puncte negre. Suntem, dar e avem diferență foarte mare de când s-au montat semaforele. Suntem încă absolut în top. Bun. Din punctul de vedere al poliției, există posibilitatea sau ar fi o soluție giratoriile? Știți că asta e tema de discuție principală. Așa este. Dacă am permis, Florin, am avut urmarea nemulțumirii populației din zona respectivă, am avut o întâlnire, am inițiat o întâlnire la nivelul prefecturii, domnul prefect, la care a fost invitat inclusiv reprezentantul UNAIR-ului, pentru a găsi soluții, inclusiv reprezentanții autorităților locale din zona respectivă, pentru a găsi soluții. Toată lumea se uită la noi ca la organele de poliție. Din nefericire, pentru noi, responsabilitatea intră în grădina administratorului drumului public. Noi decât asigurăm condițiile pentru montarea și punerea în aplicare și le avizăm la solicitare. Ele sunt avizate de ani de zile, acel program de implementare, program al guvernului de undeva după 2007. Da, da, administratorul drumului trebuie să țină cont de ceea ce îi spune. Știau inclusiv reprezentanții autorităților locale și de când au fost trasate acele linii continue pe DN1, se știa și se aștepta că se va întâmpla montarea acestor separatori, tocmai de aia sau, dar acum când au fost puse în aplicare, acum am început să găsim soluțiile. Din punctul nostru de vedere, este o soluție viabilă pentru scăderea victimizării accidentelor rutiere, având în zona respectivă foarte multe accidente rutiere și ați văzut că unul din primele trei cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt abaterile pietonilor. Câți kilometri mai avem fără separatoare pe axa asta de DN1? În momentul de față nu știu să vă spun exact. Că zona Bătrânești mai rău. Dar suntem deschiși, suntem în discuții și din punctul nostru de vedere trebuie găsite soluții. Trebuie implementate ceva soluții și pentru sprijinul populației, având în vedere că sunt situații în care pot merge cu carul mortuar și la noi sunt acele datini care trebuie să meargă pe jos și când trebuie să meargă să întoarcă undeva la Pucheni. A făcut un șofer un experiment, cam 9 km și 100 de metri a trebuit să meargă în plus până să ajungă pe partea cealaltă. Așa, și la Valea Călugărească, frate, da. Și la Valea Călugărească. La fel e, chiar dacă n-ai separatoare, ești bandă dublă. Nu e ușor să spui că așa ești, da, la Valea Călugărească, dar să ai familia pe partea cealaltă și să... Totuși, o soluție ar trebui să existe. Dar treceri de pietoni să... Primarul mi-a spus că acel proiect de care vorbiți dumneavoastră prevedea totuși niște giratori care nu s-au făcut. Da, dar nu e treaba noastră. Nu, noi am spus că ați amintit că... Tocmai de aceea am inițiat, tocmai de aceea am inițiat acel grup de lucru la nivelul prefecturii,
Ca la rândul dumnealor și am informat că la rândul dumnealor, tocmai de-aia au fost, ieri am înțeles că au fost la Ministrul Transporturilor și au discutat cu reprezentanții UAT-urilor din zona respectivă, pentru că și nouă ne creează un disconfort. Aceste măsuri de protest creează un disconfort inclusiv pentru siguranța rutieră. Gândiți-vă că să ne mulțumim 10-20 de persoane, 30, 100, 150, dar nemulțumirea intervine pe urmă și din partea participanților la trafic. Și avem undeva la între 12.000 și 20.000 de auto care tranzitează drumul național 1 pe zi. Sunt nemulțumiri, sunt și dintr-o parte și dintr-alta. Noi suntem pe și undeva la mijloc, unde încercăm să găsim soluții de compromis, să mulțumim pe toată lumea. Din păcate, nu avem noi pârghile necesare. Noi informăm, noi avem obligația decât să informăm. Informăm autoritățile cu privire la neconcordanțele pe care le găsim, inclusiv la DN72 am inițiat un grup de lucru la nivelul Consiliului Județean pentru implementarea unui sens giratoriu. Un sens giratoriu care trebuie proiectat, făcut tot de reprezentanții NAIR-ului. V-am adresat întrebarea în ideea care nu să sunteți administratorii drumului, ne interesa dacă ați făcut demersuri pentru a atrage atenția administratorilor. Deci, la noi, la inspectorat, la orice accident rutier grav sau orice accident rutier mortal, obligatoriu să faci o analiză de caz cu privire la cauzele producerii accidentului rutier respectiv și să informează autoritățile cu privire la constatările care le-am avut urmare a analizei respective, la fiecare accident. Am reținut eu corect sau dumneavoastră a spus că în momentul în care cei de la drum s-au apucat să monteze respectivele separatoare, dumneavoastră le-a dat avizul? Nu le-am dat avizul noi. Nouă, pe noi ne... Nu v-au consultat înainte? Nu. Nici noi. Cum să procedează? Deci pe noi ne informează decât că în data respectivă se vor monta acești separatori în baza programului guvernului din 2007 sau de când de acel program de eficientizare și reducere și noi suntem obligați să le asigurăm măsurile necesare pentru a le monta în condiții de siguranță. Atunci s-au făcut studii de trafic, mai multe trafic care nu s-a avut în vedere numărul de auto. Vorbim de acum 11 ani când altele erau valorile, nu? Și noi înțelegem, și populația înțelegem, și cei de la CNAIR, dar suntem undeva prinși la mijloc și nu putem decât să dispunem măsuri pentru a sprijini. Măsuri de eficientizare a traficului, măsuri de vizibilitate, măsuri să descurajăm acele persoane care traversează peste separatoare, pentru că este un pericol real pentru siguranța rutieră. Înțelegem și populația din zona respectivă, că noi chiar am discutat, pe o parte există posibilitatea pe un drum în spate să aibă acces, dar pe cealaltă parte nu există această posibilitate și trebuie să întoarcă undeva pe DN-ul și întoarcerea la potigrafului, întoarcerea respectivă nu e sens giratoriu acolo, este bandă de stocaj pentru viraj la stânga și atât. Dar încercăm să aplanăm și să găsim soluții, să îndrumăm autoritățile cu privire la soluțiile respective. Și din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt soluțiile? Din punctul nostru de vedere, acele sensuri giratorii. Media.